Zava este jucătorul lunii aici în Bundesliga 2. Foarte tare, un jucător de-al nostru a reușit să ia acest award prestigios de Bundesliga, știi cum zic? Ia uite, ce șmechere, ce transfer reușit am făcut aici cu Kurzawa. De fapt, toate transferurile au fost reușite. Și salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. Am început direct din forță cu această știre care pe mine mă face foarte fericit. Kurzawa, desigur, acest award prestigios care poate că dacă nu o să uit și dacă o să am chef, o să-i fac așa frumos, știu, un card de ala așa ca de inform de Bundesliga, știi cum zic, că doar este jucătorul lunii. Puțin este interesant că el a fost ales jucătorul lunii, având în vedere cât de bine poate să joace Donis, care este și goalgetter, dar mă rog, sunt destule, criterii diferite prin care a fost ales. Aici totuși avem un meci cu Nuremberg, o echipă care desigur și-a tocmai recent ce a fost retrogradată din prima ligă. Mi se pare o echipă destul de periculoasă, de asta și vreau să joc împotriva lor. Și ușor, din câte bine vedeți, după zăpadă pe teren, ne apropiem de perioada de iarnă. Perioada de iarnă tot timpul vine foarte repede. După perioada de iarnă e greu. Începe greu și până termin sezonul. Dar pe moment ne descurcăm, zic eu, chiar foarte bine cu echipa. Ne descurcăm bine chiar și în cupă. Am dat ultima oră de Freiburg, care am reușit să-i bat la penaltiuri. Eu și eu, ca nebun, am dat simile la meciul ăla și apoi am ajuns la lovituri și am câștigat la penaltiuri. Ceea ce este beton, știi că practic aia este cupa, în sens că jucăm cu echipe și cu echipele din prima ligă, deci este acolo și Bayern München, mă rog, München, care nu cred că o să-i putem bate, dar n-ar fi rău să ajungem până acolo și mai ales așa o finală poate cu ei. Ar fi interesant, poate că lor nici nu le pasă de acea cupă, știi, și vor pune ceva juniori, jucători de ăștia, ciuriburi și facem un spectacol, știi cum zic, facem de o ciorbă, cum erau expresii pe aici pe la noi. Bun, hai, concentrare mare. Totodată că vine perioada de iarnă de transferuri, am să iau jucători liberi de contract, doar că am să încerc să mă mai limitez la anumiti jucători care să zic că poate, știi, mi-l-a găsit scouterul, care vedeți că nici nu m-am prea ocupat de scouter, ce drept, am cumpărat, am pus jucători la scout, dar am uitat să-i pun pe ligi, știi, deci nu am scouter, știi, în Germania, în Anglia și așa mai departe să-mi caute jucătorii la care le expire contracte. Bine că mi-am amintit acum să-mi bag piciorul de nu. Deci nu am nici măcar scouterii puși, deci poate că nu o să fac nicio transfer liber de contract, dar încă mă gândesc. Dar să zic că dacă aș fi făcut, să zic că am pe shortlist, deci oricum aș fi încercat să fac ceva mai, cum ați zice voi, realist. Gen, n-ar veni Mesut Ozil la noi în Stuttgart, mai ales că timp suntem încă Liga a doua sau așa ceva, știi? Dar poate că este un jucător, știu și eu, de la Wolfsburg, care de fapt era rezervă, expiră contractul, eu zic, ia mă, ce bun ar fi ăsta la noi, știi, și ăla să vină la noi. Ceva de genul mă gândeam, dar mă rog. Vom vedea, grijă mare, șut din nou, Nuremberg non-stop deja, dacă ați observat, ne-a atacat, bombardament, am putea spune așa, bombardament de la Nuremberg, dar pe moment ținem față, oh, bun, grijă. Totodată în acest meci cu Nuremberg suntem și destul de dezavantajat că nu-l avem pe Davidi, te-i greșesc numele, numai nu mă pot dezvăța de această pronunțiere. Da, din câte bine vedeți, l-am avut acolo pe Tommy, n-a reușit să facă mai nimic și stamina e praf. Dar da, direct începem repriza a doua cu două schimbări, din câte bine ați și văzut. Intră și Lord Zeu Chong, care sper eu să aducă golul victoriei. A intrat acolo și celălalt jucător, care are un met groaznic de lung. Și să sperăm că va fi mai diferit acum. Opa, totodată am mai negociat câteva contracte la jucători, că am văzut că unii dintre ei aveau release clause și n-am vrut să mă risc. Am negociat și contractul lui Gonzalez, care, știi, vreau să-l vând, dar acum că am dat contract nou, dracu, știi dacă mai vând. El era deja scria la value, deci la valoare, era 11 milioane și avea un release clause de 11 milioane 800 sau așa ceva, gen, serios? Când am văzut aia, clar, am dat un nou contract și am zis, bă, să fiu safe, că pe ăsta vreau să-l vând.
Dacă acolo zice că valorează 11 milioane, clar, eu pot să obțin pe el măcar 15 sau chiar 16, de ce nu 20, dacă e o echipă mare. Dar nu prea cred că chiar atât. Nu, dar, mă rog, știi cum zic, putem obține mai mult. Opa, a vrut ea acolo să fac un tap-in, vorbind de Gonzalez, acum el este la posesia mingii. Așa frumos, un joc de pase, Bataglia, specialitatea lui. Din nou, iarăși, aici ce frumos. Hai, mai repede, mai repede. Tu cu nume lung și tu cu nume lung. Gol! În sfârșit deschidem scorul aici. În sfârșit este gol. Acolo Bataglia, șeful șefilor în linia de mijloc. Omul care practic dirijează totul pe teren. Poate că dacă nu era Radul, el avea banderola de capitan. Silas, ia uite, am văzut acolo pe tricoul lui, are poreclă, Silas, poreclă, prescurtare, la numele său de Vamangituka, mamă, tu-ți dai seama, deci comentatorul german, care vorba aia german, cu accent cum suntem și noi, să stea acolo și să-i pronunțe așa din viteză, dar de viteză, că mere, driblează și apoi dă gol, Vamangituka, blablabla, bla bla. Totodată țin să mai spun două, trei cuvinte decât mulțumim EA Sports pentru că din nou într-un match în care e zăpadă pe jos și sunt faine meciurile pe zăpadă, chiar îmi plac, păcat că nu sunt mai multe, mingea este albă. Da, eu care lăs, știi, pe ăla de random, că așa își alege jocul, știi, mingea fiecărui campionat, știi, cu logo, cu siglă și totodată ar fi trebuit să-și alegem pușca mea și când îi meci pe zăpadă să pun o altfel de minge mai colorată, dar nu, de data asta jocul zice nu. Și ce foul, da, este foul de galben aici și voi face și schimbări, mă rog, ultima schimbare, care vreau să fie mai pe mijloc, dar acum că l-am văzut pe Mafeo că practic își scuipă plămânul stâng pe teren, am să-l schimb pe el cu Sosa. Nu vreau să risc o accidentare. Să vedem aici. N-a fost rău, nici tare bine, nici tare rău. Donis. Pasăm puțin în spate, da, de mai se descongentinizează. Se mai răresc băieții în apărarea la Nuremberg, dar degeaba. Kempf, foarte bine. Mangala, Chong, ia uite aici. Hai către Chong, către... Da, fail. Hai, cam trebuie să ținem neapărat de acest gol. Acest gol face diferența între 3 puncte și 1 punct. Foarte bine, Sosa, uite, se înfige la propriu pe teren acum ce a intrat. Vrea să arate că este un jucător de calitate și să-i dea mai multe șanse. Dar, ce pasă tâmpită, frățică. Guzman, pasă bună, uite, mamă, și la ce denumirare. Frey, ca noroc pentru noi, o dăm în spate. Băi, dar uite ce... Ăla-i Mangala, bravo. Du-te, dă-i pas la Chong. Du-te, Chong. Bară. Vreau să strig gol, Chong. E cel mai amuzant nume ce l-am aici în echipă. Chong. Nu știu de ce mă amuză tot timpul pe omul ăsta, dar e prea funny. Dar da, din păcate a fost bară. Vară. Aici nebun. Bun, totodată din nou Bataglia, omul meciului. Bă, vedeți mă de câte ori Bataglia, omul meciului. Fantastic. Bun, îl lăudăm puțin pe Gonzalez. Sau mă rog, poate ne-a întrebat că de faza asta că, că am dat un nou contract. Binescu Fines, o echipă frumoasă, o echipă care, ia uite, opa, am dat de 2x. O echipă care s-a construit, așa s-a... sudat în sfârșit, avem fiecare așa, țac, pac, știu că ăla are pace, știu că ăla n-are pace, ăla face așa, ăla face altfel, știi, deci e bine, cu fine și suntem pe primul loc pe moment, Bielefeld pe 2, totuși ce bine se ține acea echipă, frate, Bielefeld, e uimitor cât de bine se ține și aia tocmai ce am dat eu, fără să citesc, delete a fost la Belgia, tocmai a fost invitat să fie selecționerul Belgiei și am dat rapid X. Ok, deci avem aici un meci cu băieții de la Darmstadt și totodată o să fie cu Hannover. Ambele echipe sunt acolo, 5 și 6. Darmstadt sau Hannover.
Mai mult aș juca cu Hanover, știu că și aia a fost prin Liga 1 și na, e pericol acolo. Da, perfect, dublă Gonzales, bravo. Poate se trezește și Gonzales și nu o să mai trească să-l vindem. Ce mișto ar fi. Numai că tare greu evoluează Nubel ăsta, frățicule. Cred că mai mult evoluează pe teren decât pe training și dacă tot continuă așa, s-ar putea să-l scot de acolo. Știi că e un loc unde aș putea să pun alt jucător mult mai tânăr care chiar să performeze, să zic așa. Deci stai să vedem, și avem aici un meci cu băieții de la Hanover și după aceea e perioada de iarnă. Serios? Ok, wow, rapid a fost. Bun, hai că jucăm meciul ăsta cu Hanover și după aceea ne auzim data viitoare în direct ce să mai perioada de iarnă. O, da, vorbim de perioada de iarnă, era iarăși uit și după aceea eu tot uit. Să pun băieții mei aici, ia uite, vezi, deci am pe Germania, am pe Anglia și atât. Germania și Anglia, hai să punem punem pe ăsta în Franța, pe băiețică ăsta poate îl punem în Spania, pe ăsta la altă îl punem, ba nu, ăsta are mai multe stats, îl pun pe rus, pun pe rușchi, stai un pic, Romania, Poland, aici era cu Italy. Italy, perfect. Și am cât de cât am acolo cea jucători de doamne. Dar bun, numai că nu prea mai e timp. O să stați că să văd ăștia ce au fost pe Germania și respectiv pe Premier League singurii care mi-au căutat jucători și la care expiră contractele, să văd exact ce și cum. Plus, desigur, ce mai am eu pe shortlist, doar că pe shortlist în mare parte ați văzut că am cam mare parte tineret, de ăștia tineri, la care nu cred că le expiră contractele. Dar ai, asta este, ne axăm acum pe meciul acesta Hanover, care subit a dispărut zăpada. Zici că e primăvară. Perfect. GG Sports. GG din nou. Ok. Hai să vedem. Vreau o victorie șmecheră ștecheră. Pui mea accept și un 1-0. Numai să câștigăm. Ai Kurzawa, ai fost ales omul lunii. Omul, știi cum zic, omul lunii. Trebuie să fii șmecher ștecher. Uite bă ce jucători au dat cei de la Paris Saint-Germain așa aproape pe gratis. Simplu, simplu. Pac acolo. Ce bine la Donis. Donis aici o pasă către Tommy. Oare când își va reveni David Didavi? Am nevoie de el. Altfel e cu el acolo pe camă. Are omul ăla încătat niște pase. De nu-ți vine să crezi. Opa, opa, ce sprint. Ce sprint aici. Sprintul este bun. Centrarea e varză pentru spre norocul nostru. Din nou Bataglia. Bataglia. Ce să mai uite, are și viteză câteodată omul ăsta. Ok, Donis. Repede, repede, uci, perfect. Mi-a ieșit pasa. Și Tommy! Aoleu, cum ai dat-o așa, mă? Băi, nu era nimeni pe tine, gen, să te simți presat și... Bă, no, no, replay. Ești nebun, frate? Deci stai, ești pe bune? Pe bune, bro? Deci stai. Să punem mai slow motion. Deci vine așa. Bine, din careu, încă aproape de linia, aproape de partea asta de 11 metri. Ia uite, nimeni în jurul lui ca practic na, să zici că bă, hai, că a fost pressing și jucătorul s-a hazardat, s-a căcat pe el sau mă rog, ceva de genul acesta. Nu este absolut niciun stres în fața lui și îmi place că și mingea, vezi cum trece practic prin piciorul lui, deci fără să fie deviată, deci mingea practic prin piciorul lui a trecut și... cum căcat ai lovit-o, mă, în halul ăsta, mă? Deci fii atent că a pus tot piciorul, deci cu șiretul, deci cu șiretul, iară zic, nimeni nu l-a stresat, nimeni nu nimic, cu șiretul și... Bup! Vai, Tommy, ăsta este ultimul tău meci ca titular la noi. În sens că poate mai te folosesc eu ca și rezervă, dar frățica, așa să ratezi. Adică, serios, dă un pui mei, le iau pe Budescu, ce dracu, îl vând pe Tommy și de banii lui Tommy le iau pe Budescu și știu că țaca paca, știi cum zic? Calitate, calitate. Donis, perfect.
Perfect, puțină concentrare și dacă știi cum să șutezi, țac, pac, Donis o bagă în poartă. Facem așa masca lui Dybala, știi cum zic, o celebrare frumoasă, clasică. Și ăla e, în sfârșit am dat gol celor de la Hannover, care acum stau și mă gândesc că practic am mai jucat odată cu ei, pe la început. Știu sigur că am mai jucat cu ei, încă eram în perioada de transferuri. Și acum iarăși de returul, ce repede. Dar da, foarte bine, foarte bine, bine, bine de tot. Donis acolo un gol, bine venit înainte de pauză, când practic se rupe toată echipa. Ok. Acolo Donis, pasa este bunicică către Gonzalez, dar repede am trebuit să pasez, da, degeaba Anton acolo ne-a deposedat foarte, foarte repede. Acum este atacul celor de Hannover. Hannover. Pa, pa, tiki, taka, pa, Hannover, wa, wa. Da. Ok, să revenim. Ne apropiem ușor de finalul meciului, a fost o mare parte din meci, aș putea zice groaznic de plictisitoare. Mai nimic acolo, doar câteva, ia, ceva de genul ăsta, știi, care practica și cum ar fi pasat cumva la Nubel. Nu prea mai avut nici eu șanse, am ce drept, n-am și obosit echipa, dar și cei de la Hannover s-au apărat foarte bine, dar, da, nimic. Nimic, nu vă băcați în seamă. Da, a fost asta rezerva aia vaga la Bashalabalashanama, Wakanda. Ziceam eu că vreau să zic Wakanda. Da, n-a fost mai nimic de el. Un shot destul de tâmpit, dar asta este încă, na, conducem cu 1-0 la Leu. Să sperăm că vom ține de acest 1-0 la lui, iacă și eu opresc tempoul și da, este fluier final, victorie împotriva celor de Hannover, un gol așa la noroc, la pleznitură, cum să zic. Și na, ce să-i faci, 3 puncte, știi cum zic, 3 puncte, 3 puncte, doamne, ce meci. Și Biefeld din nou câștigă 3-2 cu aia St. Pauli. Wow. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Așa, we can do it all the way. Bun, iar asta așa, să ținem moralul echipei așa cum trebuie. The lads did it, băieți au făcut-o. Vielen Dank für diese... Cum zic, perfect. Bun, și acum ne vom duce ușor în perioada de transferuri, unde, mă rog, eu acum astăzi ca să mai stau puțin acolo, să caut, să văd din jucători și să ce mi-au găsit, plus pe shortlist, la ce jucători le mai expiră contractele. Și da, oricum nu prea avem bani, deci clar va trebui să vând ceva ca să pot să cumpăr ceva, că din câte se și bine vede, e la noi o pușcărie totală aici din perspectiva banilor, poate ceva groaznic de ieftin să zic așa, dar da, poate că totodată și în video viitor ne vom mai gândi ce să mai vindem, dar practic o să aștept în primă parte oferte de la cluburi, deci să văd, da, devine ofertă iarăși pe, știu și eu, acolo, pe Gomez, pe Tommy, care oricum, cred că poate că o să-l pun direct pe transfer list, că-i, doamne fer, cum să ratez în halul ăla. Și da, ia uite că ușor își revine și Davidi, mă rog, Didavi, numai n-o să mă învăț minte. Și da... Totodată, uite, Donis încă se luptă să fie titular, dar nebunul ăla de Scaffler se ține bine de tot. Fantastic, da. Oricum, asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, cel mai important lucru în aceste vremuri triste, să vă distrați și desigur ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!